Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Eu fac mâncare de bombardieri. Adică cu 20 de lei, tati. Vedeți ce fac eu cu 20 de lei, din nu mănâncă 4 oameni acum și să și satură. Deci e ceva extraordinar, să nebunească lumea. Și bun, și gustos, și rafinament, și tot ce trebuie. Hai. Vă las-mă pe mine. Pe mâna ta, pe ea, eu aici. 3, 2, 1 și... Atât. Te-am rupt-o. N-am vrut, baby, dă-ți cu mânuța. Oh, bună viață. Eu mă numesc Remus Iosub și sunt om de știință. Mă numesc Denisa Drăgan. Locuiesc la Londra de 10 ani. Sunt marketing officer. Bag români la școală în Anglia. Și am venit cu logodnicul meu să vă luăm premiul cel mare. Eu cel puțin caut validare în ceea ce privește gătitul meu. Parcă nu de ajuns doar de la mama, sormea, al meu. Am nevoie de la niște experți să-mi zică, bă, a fost bun. Eu am luat-o din interes. După prima cină gătită de ea, azi nu-i mai dau drumul. La lăutar ne-am cunoscut. Nu, e adevărat. Ne-am când cunoscut la lăutar. Era muzică de operă, cântajador, era la început era de drum. Era un fel de, da. Și pe mine m-a cucerit că a dat 20 de pounds. Nu m-am uitat la bani, într-adevăr. Atât avea mărunt. Am vrut să-i dau cu cardul, dar n-aveau POS. Și de atunci m-am pricopsit cu el și eu nu cred în retur. Adică dacă destinul ți-l dă, ce să-l mai dai în retur? Îl păstrezi. Love you. Taragadam, tam, tam, tam. Aoleu, mi-e și frică să le scap așa. Dă-mi așa drumul frumos, elegant. De aici plecăm doar cu 4 cuțite. Unul de aur care este al meu și 3 de rugină care sunt ale lui. Rugină, tai cu minte că nu-i chiar așa ieftin nici ferul. Să vă dea Dumnezeu sănătate, să ne audă prea înalții, să vă dea și vouă combinații. Domnii șef, vă rog frumos să-mi dai și mie cuțitele dacă se poate. Că nu mă duc la Londra fără ele, că mă fac de râs. Mâna ta, hai. Yay! Să nebunesc. Lacrimi, mănâncă plângând. Lacrimi. Aș veni la masa ta și în genunchi. Da, felicitări. Uf. Doamne, cât am mai muncit și astăzi. Eu nu știu de ce am mângâiat aici, da? Dar e bun om. Ce cuculierul ăla la gâtul tău? Adevărat, la valoare. E bioenergetic. Crezi că avem iarăși gemeni? Memo, orez într-o parte, mâncarea într-o parte. Salata într-o parte, ceafa într-o parte. Țucătate ochilor, uite, mă. Paste! Eu, mă, paste, AOP. Aleo, oleo, e peperoncini. Adică paste, ulei, usturoi și pe ardeiuț. Aici greutate, mă. Ce mă? Fructe de mare, uite, opulență! Ce e aici, mă? Eu am pregătit pentru șefi o surpriză, un lobster tail și cartofi dulci la cuptor cu niște scallops. Coadă de homar cu barabule, eu traduc. Așa și scallops, ce scallops? Scoici, tată, scoici. Nu suntem linguini, alio, alio. Pasta, da. Prima oară. Chiar e alio olio adevărat, adică... Gustă! Așteaptă, acum slăfați din mele. E omoră, usturoiul. Trebuie să desfac. Sanjac cu aur. Sanjac cu aur. Dar nu știu de ce s-a mai chinuit și-a mai pune soza, că i-a pus aur, era destul, era gata. Ei. O joc că vine, bă, că factori. Lasă-le soarelui. Eu mi-am deranjat farfuria, numai. Floarea soarelui. Floarea soarelui. Ochii soarelui. Băi, un romantic, bă. Scârletescu-i place. Yes. Am o dreptate?
Pă bune! Și aici e eclipsa. Și aici e eclipsa soarelui. Câți ani ești că ai făcut, mă? Cam mulți. 53? Da, am devenit înțelept. Nu, știi că în numerologie, ele se adună să rămâi la una. Deci dacă tu ai făcut 53, înseamnă că de fapt ai făcut 8 ani azi. Îmi place numărul 8, să știi. Numărul 8 reprezintă infinitul. Ba. Ca iubirea noastră. Ai văzut? Un concurent sau doi concurenți? Doi concurenți. Bucătar sau nebucătar? Nu bucătar. Nu bucătar. Vin din... Artist? Artist? Artist. Și ajutor de artist. Ai eu să ajutor? M-au ginit. Artist și artist. Okay. Una e Siri, una e Alexa. Bun. Votăm. Păi, mie îmi plac pastele. Fără niciun fel de... Au pus foarte sare pe mult usturoi. Da. Ai ce lasă. Numai usturoi? Oh. Cum te am zis bine. El e Siri, eu sunt Alexa. Bună seara și bine v-am găsit. Bună seara. Bună seara. Stai, tu ești cocalarul suprem de la... Să știe, tati, te pop. De la humor. În primul rând vreau să vă spun că sunt român. Deci nu amândoi le-am doar certitudini ca să ne înțelegem de la început. Da? Iar în al doilea rând sunt bombardier. Da. În carne și oase pentru voi, da? Bun. Mi-e trei. Am vândut mașini de troncăneu și în poze. Excelent, sau nu cocalar, sau cum e? Bombardier. Bombardierul suprem? Da, e bombardierul, e personajul bombardierului. Ah, da? Bravo. Îl ajută și fața, ce-i drept. Chiar îl ajută fața, statura, e impozant. El însă e autentic. El însă are o sâmbură de adevăr undeva acolo, e foarte mișto. Îmi place de el. Și dumneavoastră? Eu sunt Denisa. Logodnica lui. Am înțeles că ai și câștigat, ai umor? Da. Oh, da, ce tare. Și am înțeles, că cu banii pe care ai câștigat de la umor, vrei să-i donezi la șef la cuțite să-i luăm un cadou lui Bonte. Adevărat, se știe. Fără numă! Mulțumesc! Dacă știam, aduceam și lăutarii să fac o primire de aparat. Cum e să stai în casă cu un câștigător ai umor? Noi avem două case și mă avantajează. Te mișcă, două case. Facem naveta și... Da, facem naveta. Londra, București. Nu-i tot Londra, timpul, București. Deci... El e personaj sau așa e el? Nu, el nu e așa. El e un cult. Asta e zic, am auzit niște vorbe da, pe la... Da, nu, el nu că este așa. Imagine. Nu. Nu te ajută deloc, dar e pâine de la gură. Da, exact. Este extraordinar de inteligent, este citit, miroase a carte în casa lui, nu este bombardier. Serios, ești pocărist? Da. Nu s-a așteptat la asta. Da? De cât timp sunteți împreună? Un an și jumătate. Doar atât? Că e cu mulți înainte? E cu toți înainte. Așa, da, șef. Cum te-ai ajuns la ai umor? Cum te-ai apucat de stand-up? M-am apucat de stand-up, eram în câmpul muncii, într-o după-amiază. Și am zis, bă, nu-mi place munca, glumesc. Eu la bază sunt tehnician dentar. Și am trecut prin mai multe. Am fost și samsar la viața mea de mașini. Apoi am ajuns în Anglia, unde am lucrat ca livrator prima oară. Și apoi mi-am deschis o firmă unde făceam waste disposal de pe șantiere. Cum ai zis? Waste? Waste disposal. Gunoier în traducere liberă. Waste disposal. M-a plăcut, nu? Da. E mai lungă asta. Da. Dar nu luam gunoiul, eu luam tot ce era reciclabil de pe șantier. Eram scoieco, spastea, eu sal nivel de aia. Păi altceva. Și apoi, după ai umor, mi s-a validat că eu eram catering că de mult, nu te iertai. Și după ce am terminat ai umorul, am ales să fac stand-up. Pe tine cum te cheamă, de fapt? Remus Iosub mă numesc. Cum? Ramore este numele de scenă. Deci ești Remus? Remus Iosub mă numesc. Și Ramore? Ramore e bine, tati. Denisa, tu cum ai ajuns în Anglia? Eu am plecat în Anglia să-mi fac o viață mai bună. Normal. Am fugit de sărăcie, mai pe românești. Am fugit de sărăcie și am ajuns în Londra, de unde nu am plecat. Timp de 10 ani, acolo am toată familia. Ce planuri de viitor aveți?
Să-i dăm înainte. Împreună. Ne și place să călătorim mult, de ce să vă mințim? Dacă mai stau și eu 3-4 săptămâni la Londra, mai stă și eu 3-4 săptămâni în România, nu este absolut nicio problemă. Ideea e că eu cu jobul meu pot călători și atunci pot munci de acasă. După ce se termină banii de la Iumor, ce faceți? Banii nu sunt o problemă, Plus că am pilotul, tovarășul meu, nici nu mai iau bilet, dau direct la Naș. Merge cu nașul, mă. Adevărat? N-au loc să stau în picioare, au pus bară pentru mine. Zbor cu nașul. Genial, fac haz de necaz. Ce face românul? Cel mai bine face haz de necaz. Cine a făcut pastă? Italian. Adică e și mâncare de bombardier, dar cu rafinament. Să știe că cu 20 de lei am hrănit 4 guri în seara asta. Aproape. Corect. Opulența e în partea cealaltă. Da, dar chiar... De ce? De ce? Eu la Londra gătesc foarte multe fructe de mare. Și aurul? Aurul mi-a venit așa o inspirație... Pe valoare, adică. Pe valoare. Hai că de la el ne așteptam cumva. Nu, dar mă așteptam să vă surprind atât de tare încât să-mi dați cuțitul de aur și am zis că e un hint. E sugestia, un apropo. Sugestia, face multe sugestia. Da. Ah, da? Încep eu că e dureros. Ce ala? Cuțit. Da, e unul. Care merge la... Parfurii astea. Sunt gătată ochii dumneavoastră. Sunt simple. Și dacă mai scăpai un pic de sare, chiar aveam impresia că poți să joci și un bucătar. Asta, știi cum e? Un pic de zâmbet mai este de... Așa. Exact. Să fie mai dulce un pic. Pastele n-ar fi fost rele, dar au foarte mult usturoi. Vă spun lui Dana Budeanu. N-avem voie să ne plângem de usturoi, de rece, de gheață. Nu? Fără pai la băutură. Aia zic. Mai bun. Da, ascult totuși. Okay. Ce bun a fost asta. Aici, combinația cu cartof dulce cu homar, nu prea am înțeles-o, sincer. Mulțumim frumos. Sorry. Da. Oameni buni, pastele le-am apreciat că au fost al dente, însă n-am apreciat faptul că este foarte, foarte, foarte mult usturoi. Iar la fructele de mare, sosul ăsta este mult prea gras pentru genul ăsta de fructe de mare și schimbă garnitura data viitoare. Cartofii dulci nu prea funcționează aici. Dar, băi, că orice bombardier nu poate să plece fără să-și ia un cuțit, frățică, n-ai să scoți. Asta este pentru prieteni. Îl dăm prietenilor. Mulțumim mult de tot. Mai venim o dată, nu vă iertă. Băi, da, vă așteptăm. Mare drag, aici mulțumim. Sunt. Mulțumim. Numai bine, seara bună, la revedere. Oricum, experiența a fost nemaipomenită. Aș mai face de 10 ori. Să nu-mi dea cuțitul, e cu că ai fi bun și astea că ce-i dă pomană, să dă tati. Da, yeah. Eu cred că de frică. De două. Deja suntem pe plus, bă. Asta e important. Avem și pe plus. Da. Adevărat. Mai Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.